auzit piesa asta? O să tot auziți, că e în playlist. E oficial piesa asta. A revenit în playlistul Kiss FM și o să mai fie în mixuri. Da, și poate nu întâmplător, se află tot de la Demoga Music în studioul Kiss FM. Se află Evelina Negru. Hello, bună seara! Hei, bine v-am găsit! Te ce bucăm. Multă energie și voie bună la voi. Da, totdeauna e așa, să știi, ne bucurăm să găsim o fată la fel de veselă. Și ne-am bucurat că tu auzeai piesa în cânt și ai început și tu să cânți aici... împreună cu noi, cumva. Eu am zis că la Kiss FM e cea mai fresh și cea mai mișto muzică. Bun, mulțumim, dar mai întâi, atenție. Stai că am scos jingle-ul. Lasă așa, să vorbim pe ce să mai... Bine te-am găsit, Evelina, la Kiss FM. Da, bine. Evelina Negru, ești cumva rudă cu Dan Negru? Deci întrebarea asta am primit-o de foarte mult timp. Serios? Și m-am întâlnit cu el într-o zi la o emisiune și am zis că, uite, toată lumea îmi zice că suntem rude, dar de fapt nu. Aha. Însă atât de bine ne-am înțeles și ne-am completat așa ca personalități încât am zis că parcă suntem rude. Cumva după accent nu pare că ești din Timișoara, la fel ca Dan sau ca mine. Și dacă l-ascultăm pe Dan, nici el nu pare să fie din Chișinău, nu? Nu, dar poți să te învăț câteva cuvinte. Poți să ne vezi accentul? Accentul nu, dar câteva complicat, cuvinte așa accentul, să... accentul nu e complicat? Nu. Ok, da. Dar mi se pare super sweet, mi se pare super dulce. Și accentul și artiștii care vin de acolo sunt, au alt aer, altă... alt aer și vorbesc un pic diferit. Apropo, uite, cu această ocazie că tot ne auzim și la Chișinău în acest moment, salutăm și ascultătorii din Republica Moldova. Salutare! Salutăm Chișinăul și Kiss FM de acolo! Chișinăul de seară! Exact. Știți companiile, nu? Cum să nu, Doamne, da? Bun, tu te afli la al doilea single, a doua piesă pe care o lansezi oficial, motivul prezenței tale în seara asta aici, se numește Oglinda. Hai să ne spui despre piesă, să ne povestești despre ce e vorba în piesă. Deci, piesa este despre mine, îndrăgostită într-un băiat și cumva eu mereu am zis că piesa asta e despre o persoană în care tu te regăsești și fiecare dintre noi trebuie să aibă acea persoană în care se reflectă în ea. Ok. Asta adică... e cea mai pură și cea mai frumoasă dragoste pe care o poți avea. Trebuie să mă gândesc la o persoană în viața mea în care mă reflect? Exact. Dacă ai pe cineva lângă tine, chiar e foarte bine să te reflecti, să fiți foarte compatibili. O să-mi ia mult timp. Dar e foarte frumoasă prezentarea ta, adică e foarte sweet. Da, despre asta este piesa. Am reușit cu Marius să scriem o piesă, o poveste pe portativ, de fapt. Și versurile chiar spun așa, însă și povestea mea, cumva. Ok, deci e o piesă pe care, la care și tu ai scris, înțeleg, nu? Da, am scris și eu versurile la și Trăiam în Paradis, prima piesă scrisă cu Marius, și Oglinda am lucrat împreună. Ok, și sunt tare fericită. Și cu Moga și cu Mihai Dumitrescu, văd aici o întreagă echipă acolo la Demoga Music, pentru că sunt studiourile aici, aproape de Kiss FM. Da, deci, și apropo, videoclipul, câteva secvențe din videoclip au fost filmate în metro la timpuri noi. Am văzut de fapt că sunt la metro, da. Cam s-a legat foarte multe astăzi. Astrele ne-au legat astăzi aici. Da, timpuri noi, adică metroul de aici, de sub noi, să zic da, așa. Chiar, da, uite, exact. Exact, am ajuns la minutul. Așa că lumea de acasă, lumea care ne ascultă acum, neapărat să intre pe YouTube Evelina Negru și să vadă locațiile, pentru că sunt foarte multe locații frumoase din București. Ok, îmi place și secvența cu mașina, foarte drăguță. Mulțumesc. Hai să auzim piesa și de obicei, după ce dăm play piesei, ne întoarcem și vorbim despre videoclip. Da. Te întrebăm ce piese mai pregătești, dacă ai avut concerte, pe unde o să ai concertele și așa mai departe, da? Da. Bun, hai cu Evelina, văd că scrie aici în playlist, sau Evelina Negru, în premieră, în prima audiție, la Kiss FM, la Kiss Kiss in a Mix. Mirror, mirror on the... Mirror on the wall. Oglinda cu boxele la maxim. Piesa în premieră la Kiss FM, la Kiss Kiss in a Mix. Ce energie, Doamne, incredibil. Am dansat pe aici, a dansat Evelina cu noi, am făcut story. Da, deci ne-am distrat. Foarte tare, da, ne place. Dar mai ai acum să... Am, da, păi cum să nu? E obișnuită să și danseze, să fie pe energie maximă, să fie nebunie. Bun, avem story-uri cu Evelina, le punem acum și pe Kiss FM România și... Sunt în curs de punere, să știi. Bun, și ne-am întors cu ea în studio. Hai să ne spui despre videoclip. L-am revăzut acum, filmat printre altele, cum ziceam, aici la metrou, la noi, la timpuri noi.
Da, exact. Am avut mai multe locații din București. Și undeva și... între blocuri văd niște și într-un garaj cu mașina aia decapotabilă. Da, am fost într-o parcare, deci am fost și la blocul chinezesc, asiatic, așa îi zice. Ah? Deci, da, am ales niște locații speciale, așa, și oamenii de acasă cred că au observat asta. Ok, și dădeați acolo play sau auzeai în căști? Aveați niște boxe să dați play piesei când cântai? Pentru videoclip, pentru filmări? Deci am încercat în timpul filmărilor să nu facem gălăgești și să nu deranjăm lumea. Deci... Nu v-ați dus la ora de liniște? Nu ne-am dus la ora de liniște, dar totuși, așa, cu telefonul, un pic în căști, dar ne-am descurcat. Și la metrou, presupun că după ora 11, nu? Nu. Era foarte multă lume, deci am ieșit o oră de vârf, da. Wow, okay. A fost complicat un pic, dar da, a fost cu peripeții și filmarea videoclipului. E tare asta la metro, da. Că e cel mai natural așa, cu să ai oamenii în prejur. Da, exact. Că și... e vie toată treaba. Da, și m-am simțit și eu așa foarte special, pentru că lumea se uita. Aveai spectatori, vezi? Deja te-ai simțit exact ca pe scenă. Erai la scenă la metrou, unde n-ar fi o idee, era să facem un concert uneori, nu? Da, poate facem un live session. Văd și multe outfit-uri, au un outfit verde la metrou, ai și un outfit roz, mai ai un outfit... Da, este foarte colorat, așa cum e și piesa, mov, de fapt. În mașină. Și îi mulțumesc foarte mult stilistei mele, Ariana Moon, pentru că ea m-a ajutat să alegem toate ținutele. Apropo, atunci când noi filmam, a fost o ploaie în București extrem de mare și ea a avut grijă ca să arăt bine, totuși dacă era ploaie. Adică... Vezi, noroc că erați la metrou. Noroc, era... da, mai eram și pe afară. Da, au fost și alte locații unde nu era metrou, Olix. Da, și adică nu s-a observat asta, Deci nu doar la metrou. Nu doar la metrou. Adică, de exemplu, la metrou și în garaj, sigur, nu ploua. Da, normal. Dar mai sunt niște locații, cum ar fi blocul ăla. Da. Unde trebuia să... Eu cred că un bloc e în aer liber, nu? Cred. Nu știu, dacă pui umbrele, nu mai e. Uite, apropo de ploaie, cum ți-a fost vara? Vara asta am lucrat foarte mult. Deci am dat și bacul anul ăsta. M-am și mutat în București. Să-ți fie de bine, bine ai venit. Și am fost așa, cu naveta Chișinău-București, cum e și în piesa Trenul, da. Chișinău în București. Bine ai venit în house-ul de aici. Mie nu pot să zic că place, e haos, nu? Îmi place foarte mult. Mă simt ca acasă, efectiv, din primele zile atunci când am venit pentru Superstar și am stat o lună la filmări, de atunci m-am simțit ca acasă și am zis că neapărat eu aici o să trăiesc și o să mă mut. Adevărul uite că asta s-a întâmplat. Și în Chișinău tot așa e aglomerație. Da, este. Nu poți să zici, acum, adică, în afară de faptul că București e un pic mai mare și sunt mai mulți oameni, în Chișinău mi se pare că e la fel, același vibe, aceeași... E un pic mai mic, dar la fel de mulți oameni. Da, exact. Ok, hai și un mesaj pentru cei dragi de acasă, pentru prietenii tăi de acolo din Republica Moldova. Vreau să le transmit tuturor că îi iubesc și mi-e super dor de ei și o să vin curând acasă. Da, te-ai acomodat cu dorul ăsta, că de-aia ziceam să le transmiți un mesaj. Că tu vin acum la început aici de cât? Un an? Când? Jumătate de an? Da, un an. Deja fac naveta, dar acum, începând și facultatea, o să mă stabilesc cu totul aici. Cu totul. Și de câte ori ai fost într-un an de zile acasă? Adică de câte ori ți s-a făcut așa, ți s-a rupt inima de dor și ai zis, doamne, gata, plec la Chișinău, nu mai pot. Mă sui în tren? Păi veneam așa, două săptămâni în București, două săptămâni acasă, după veneam o lună în București, două săptămâni acasă. Deci cam atât rezista. Păi era vara și oricum încă n-aveam locuința mea stabilă aici, dar tot mai erau seri când dormeam și la Demoga Music, că am lucrat foarte intensiv la piese și urmează să le și lansăm în curând. Da, foarte bine. Foarte frumos. Poate acolo chiar... la Demoga Music. Am dormit și eu de mult la Demoga Music când erau niște sesiuni foarte grele care țineau până dimineața. Oh, știi? My God. Exact. Și zic, bă, da, e simplu. Ce să mă mai duc acasă? Și așa e lângă radio, da, studioul, da. Demoga. Zic, ce să mai deteziam 7-8, era ok. Da, dacă știam că erați așa aproape, poate veneam și beam și o cafea împreună. Bun, Evelina Negru în studioul Kiss FM la Kiss Christina Mix a lansat oficial piesa Oglinda, o găsiți și pe YouTube, am vorbit și de videoclip și de outfit-uri și de energia ei pozitivă și de Chișinău și de Republica Moldova. Și data viitoare poate ne auzim chiar aici în live cu un band, așa cum trebuie. Perfect, sigur așa că da. Eu zic că ne vedem în curând. Ok, îți dorim succes cu piesa. Ne găsești, da. Noi tot aici suntem aproape de studiourile Moga. Îți dorim să fie hit piesa, să prindă foarte bine. La ce mai lucrezi? Mai ai piese în lucru, nu? Da, lucrăm acum
la următoarea piesă și deja ne gândim și la videoclip cu băieții din Chișinău care filmez echipa mea. Tot pe ritmul ăsta așa disco, retro? Da, cumva plănuiesc și un album pe viitor în acest stil. Și okay, cumva încercând să-mi regăsesc, să mă găsesc într-un stil anumit de muzică, am decis, de fapt m-am simțit cel mai bine aici, în stilul ăsta, retro. Uneori am impresia că sufletul meu cumva reînviat de atunci. Ok, deci te-ai reîncarnat din anii 80. M-am reîncarnat din anii 80, așa că următoarele piese tot în acest stil vor fi. Perfect, bun. Deci Evelina rămâne pe retro, pe disco. Îți dorim multă baftă, mult succes și te mai așteptăm și cu celelalte piese la Kiss Kiss in the Mix și la Kiss FM să cânti și live, da? Da, exact. Te pupăm, seară faină! Vă cuprind și eu. Ah, ce frumos. Eu vorbim de acolo, de la ei, vă cuprind. Da, te cuprind, mă, dar nu te vezi. Azi vă cuprind, dar mulți puteați. Uite, stai așa, învață-ne o vorbă de la Chișinău. Wow, deci ceva ce nu prea auzi la noi. Tocmai te-ai văzut asta cu te cuprind. Te cuprind, da, da. Am auzit-o și la Carla's Dreams, altceva. Hai, vine aici, te cuprind, da, asta. Păi, hai ce să vă zic acum. Te-am blocat acum cu asta. Dragi ascultători, în continuare, ascultați Kiss FM. Așa se zice la noi. Kiss FM, Kiss FM, ok. Bine, Evelina, te pupăm, seară faină.